Sâmbătă seara, într-un meci contând pentru etapa a 8-a din Liga Florilor, primul eșalon valoric al handbalului românesc, CSM Deva a pierdut pe teren propriu la limită cu 22-21, după ce la pauză scorul era egal 12-12, jocul cu CSM Slatina. Marian Muntean, conducătorul echipei devene, crede că după aspectul jocului un rezultat de egalitate ar fi fost mult mai echitabil. Da, din păcate nu am crezut că nu putem să obținem măcar un punct la jocul cu Slatina, dar nu știu, cred că era echitabil, ținând cont de modul în care s-a derulat tot jocul, 60 de minute, era echitabil un rezultat de egalitate. În aceste condiții, CSM Deva rămâne tot pe ultimul loc, fără niciun punct. Iar echipa din Slatina și-a sporit șansele nu doar de a participa la barajul de supraviețuire, ci chiar de a evita retrogradarea directă. Pentru Deven ce rămâne încă valabilă posibilitatea evitării retrogradării directe și participarea la baraj, cu condiția însă de a trece de Știința București și Dacia Mioveni. Meciul cu Dacia Mioveni va fi etapa următoare, la finele săptămânii viitoare, iar Marian Muntean crede că echipa pe care o conduce s-ar putea întoarce cu un rezultat bun din Argeș. Ar fi fost bun și un punct, pentru că era un bonus în lupta noastră de a merge la baraj, a evita retrogradarea directă, unde, repet, ca și data trecută, am identificat două posibile contracandidate directe pe Știința București, echipă intrată odată cu noi în sezonul ăsta, și pe Dacia Mioveni. Acum, nu știu, dacă jocul nostru va fi cel puțin egal cu ceea ce s-a întâmplat în jocul de sâmbătă seara cu Slatina, sunt perspective bune pentru viitor. Adică, mă refer și la faptul că atitudinea și dăruirea au fost la un nivel corespunzător jocurilor de prima ligă. Pentru meciul cu cele de la Mioveni, cei de la CSM Deva speră să poată trimite în teren și două jucătoare din străinătate, a căror legitimare, conform lui Marian Muntean, ar fi o chestiune de foarte scurtă durată. Avem două jucătoare care în următoarele zile voi reuși să rezolv problema cărții vers și tuturor documentelor, jucătoare străine care sunt venite în Deva și care eu sper că până la jocul cu Dacia Mioveni de săptămâna cealaltă să pot să le rezolvăm și să le includem în lotul echipei, venind astfel și cu o surpriză pentru Dacia Mioveni. Joc care va fi foarte greu, foarte greu, pentru că jucăm la ei acasă și sunt multe lucruri conexe jocului din data de 20 care trebuie puse la punct de către noi. Deva și Știința București nu au niciun punct, iar echipa din Mioveni a obținut o singură victorie până în prezent în fața formației din capitală. La finalul campionatului, ultimele două clasate, adică locurile 13 și 14, vor retrograda direct în divizia A, eșalonul secund al handbalului feminin autohton. Echipele clasate pe locurile 11 și 12 vor susține un turneu de baraj cu formații venite din divizia A, iar primele două clasate în urma acestuia vor rămâne sau vor promova în funcție de rezultatele obținute în Liga Florilor.